Tot mai multe cazuri de eliberare a certificatelor de vaccinare false sunt identificate de poliție. De această dată a fost reținut în flagrant un angajat al Centrului de Sănătate din Edineț, în timp ce elibera două adeverințe de imunizare contrafăcute. Cei care l-au primit au achitat 2000 de lei ca să nu-și administreze antidotul, dar să-l aibă pe hârtie ca fiind pus. Oamenii legii documentează concomitent mai multe astfel de situații. Angajatul de 36 de ani al Centrului de Sănătate Edineț a eliberat contra sume de 2000 de lei două certificate de vaccinare false unor persoane care de fapt nu erau imunizate. Infracțiunea a fost comisă în data de 29 septembrie. Potrivit poliției, în procesul de documentare sunt mai mulți cetățeni care ar fi primit astfel de adeverințe. Acesta introducea informația în baza de date la ziua eliberării certificatului de vaccinare, aplicând mențiunea de vaccinare cu a doua doză, în același timp bifând și efectuarea primei doze, respectiv ambele fiind false. Conform informațiilor deținute, la moment sunt documentate mai multe persoane a căror date au fost introduse în sistemul informațional în perioada mai-iulie curent, fiind vaccinate fictiv. Acest lucru denaturează tabloul epidemiologic real și face dificilă luarea unor măsuri optime de combatere a COVID-19, spun reprezentanții poliției și sănătății. Autoritățile condamnă acțiunile angajatului de la Centrul de Sănătate Edineț și sunt convinși că evidențierea unor astfel de cazuri îi responsabilizează pe toți cei care se gândesc să le comită. Ministerul, de fapt, a conlucrat și a oferit acces atât la sistemele informaționale prin intermediul cărora a fost posibil de realizat aceste investigații. Deci noi am conlucrat cu organele în acest sens și vom avea aceeași atitudine și pe viitor. Acum o lună, ministrul Sănătății Alan Emerencu a declarat la o emisiune TV despre faptul că în urma unei anchete interne au fost depistate mii de cazuri de emitere a certificatelor de vaccinare false. În această schemă ar fi implicați medici și asistenți medicali din diferite regiuni ale țării. Informația a fost prezentată CNA, Procuraturii Anticorupție și SIS-ului. Am încercat să aflăm la ce etapă se află investigațiile, dar nimeni de la Serviciul de Presă al Procuraturii Generale nu ne-a răspuns la telefon. Potrivit Alei Nemerenco, persoanele implicate în această schemă vor fi trase la răspundere penală pentru false în acte publice și riscă până la 7 ani de închisoare.